După ce au demarat la începutul lunii martie campania de colectare a ajutoarelor pentru Ucraina, reprezentanții Crucii Roșii Mehedinți au reușit să expedieze astăzi primul transport către București. Un autotren încărcat cu 8 tone de alimente, apă și materiale de igienă pleacă în această seară către capitala României, de unde vor fi direcționate către refugiați sau zonele de conflict. Persoanele fizice, elevi, reprezentanții unor societăți comerciale, dar și ai autorităților publice locale, au făcut donații în bunuri și alimente, iar reprezentanții școlilor au ajutat voluntar la sortarea bunurilor strânse. Încă de la începutul deschiderii acestui centru, noi am fost aici prezenți. În prima parte am fost programați și apoi am venit doar la cerere. Și acum, la sfârșit, a zis doamna să venim să ajutăm la încărcarea tirului și la ce mai este de sortat, acolo cred că o să ne oprim. Cum ați ajutat? În primul rând că au donat și copiii bănuți și am strâns alimente, am cumpărat alimente, nu am donat bani cu noi, din ce au avut și ei, fiecare, și de la noi, de la școală, profesorii, colegii noștri. Aceștia sunt câțiva din elevii școlilor din Mehedinți care nu doar că au făcut donații, ci au și ajutat la selectarea bunurilor donate și ambalarea lor în cutii pentru a ușura misiunea reprezentanților Crucii Roșii. Printre donatori sunt persoane fizice, dar și reprezentanții unor firme. Consiliul Județean a acordat o sumă de bani pentru Crucea Roșie. Am hotărât în Consiliul Județean, împreună cu domnul președinte și consilierii județeni, să acordăm suma de 50.000 de lei pentru Crucea Roșie, ca ulterior aceștia, prin serviciile dumnealor, să achiziționeze anumite produse strict necesare. În total au fost strânse 8 tone de ajutoare în valoare de aproape 80.000 de lei, care au plecat către sediul central al Societății Române de Cruce Roșie. Campania de colectare nu s-a încheiat, ea continuă la sedii ale ISU Mehedinți. Am organizat punctele de colecte de ajutoare pentru Ucraina, sub denumirea Campania pentru Ucraina. Vreau să vă spun că imediat ne-am organizat între cele două centre din Aluniș și din zona Veterani și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Brătianu. Și de această dată, atât persoane fizice cât și juridice, mai mulți sau mai puțini, ne-au onorat. Cetățenii care doresc să-și exprime în continuare intențiile de sprijin o pot face la adresa de mail ajutoarea@ronisumehedinți.ro din cadrul Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, care funcționează permanent la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți. Totodată le reamintim cetățenilor că la nivel județean rămâne operațional punctul de primire donații din cadrul sediului numărul 2 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți, situat pe strada aici Brătianu, numărul 2. Donații se pot face în continuare în bani, alimente neperisabile, materiale sanitare sau de igienă. Reprezentanții Crucii Roșii spun că nu pot fi direcționate către țara vecină ajutoarele în îmbrăcăminte sau încălțăminte.